Laptele de mamă are numeroase beneficii dovedite și este hrana cea mai bună pentru bebeluș. De aceea, Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, după care, pe parcursul diversificării, continuarea acesteia până la vârsta de 2 ani. Angorjarea sânilor, mastita, mameloanele umbilicate sau plate nu ar trebui să fie o problemă dacă se cere sfatul consilierilor în alăptare. Sunt anumite situații și contexte specifice în care mămicile nu mai pot sau nu mai vor să alăpteze. În aceste cazuri, recomand mămicilor să ceară sfatul medicului pediatru, care poate găsi o formulă de lapte potrivită pentru bebelușul lor. Fiecare pui cu lăpticul lui.